Bună ziua, dragi elevi de nota 10! Mă bucur să ne reîntâlnim la o nouă emisiune în care, împreună cu colega mea, doamna profesor Loredana Ciobanu, vom continua să pregătim examenele la istorie de nota 10 pentru examenul final de bacalaureat din vara acestui an. Astăzi, împreună cu doamna profesor, vom aborda un nou capitol care uneori creează anumite probleme sau dă bătăi de cap colegilor voștri din generațiile trecute. Este vorba de statul român modern, de la proiect politic la crearea României mari între secolele 18-20. Observați că avem de parcurs și de acoperit o perioadă foarte lungă, de circa două secole și ceva, și de aici rezultă ceva mai multe lecții decât în capitolele pe care le-am făcut sau pe care urmează să le facem. Povestea începe în acest capitol undeva la începutul secolului 18, 1700 și ceva, și povestea se încheie foarte frumos pentru români în decembrie 1918, când știți deja s-a creat România Mare. Pentru început, în cadrul primei ore, eu voi trece în revistă proiectele politice gândite de boieri, de membrii Partidei Naționale și apoi de membrii generației pașoptiste, în care au creionat modul de formare și de modernizare a statului român. La sfârșitul secolului al XVII-lea, problema orientală, sau o să întâlniți în alte exerciții chestiunea orientală sau criza orientală, capătă o nouă dimensiune. În 1683, armata otomană este învinsă sub zidurile Vienei și începând din acest moment, Imperiul Otoman nu mai este capabil să poarte acțiuni ofensive, este nevoit să treacă în defensivă, acest lucru atrăgând atenția a doi actori din zonă. În est este vorba de Imperiul Rus și în vest este vorba de Imperiul Habsburgic. Ambele puteri manifestă un interes deosebit asupra teritoriilor europene deținute de Imperiul Otoman, considerat deja în epocă omul bolnav al Europei. În acest context, sultanii au pretenția de la domnii pe care îi numesc în principate la Iași și la București de o fidelitate necondiționată. Numai că, vă aduceți aminte, de exemplu, în emisiunea trecută am vorbit de cazul lui Dimitrie Cantemir. În 1711 acesta primește tronul Moldovei de la sultan, dar odată ajuns la Iași își modifică fundamental viziunea sa externă, îndreptându-se spre o alianță cu Rusia. În aceste condiții, poarta își pierde încrederea în domnitorii români și principala consecință va fi introducerea în spațiul românesc a regimului fanariot. Schimbarea importantă la începutul secolului XVIII o reprezintă așadar înlocuirea domniilor pământene cu domnitorii aleși de sultan din cartierul Fanar din Istanbul, majoritatea fiind de origine greacă. Regimul fanariot este introdus în 1711 în Moldova, 1716 în țara românească și se va menține în ambele principate până în anul 1821. Printre consecințele pe plan intern ale instaurării regimului fanariot, putem menționa desființarea armatei. Domnitorul fanariot devine un simplu funcționar otoman. Sfatul domnesc capătă un rol mai mult decorativ. Avem de a face cu o acută instabilitate politică, durata medie a unui domn fanariot fiind undeva în jur de 2,5-3 ani. De modernizare nu prea putem vorbi pentru că toate sumele de bani se vor duce la Istanbul pentru a acoperi prelungirea domniilor sau pentru a acoperi alte obligații economice. În primul rând, este vorba de tribut, da, care cunoaște o creștere considerabilă, la care se adaugă, așa cum am spus, mucareerul pentru sume plătite pentru prelungirea domniei sau peșcheșurile, darurile ocazionale oferite sultanului și înalților demnitari.
Au existat unii domni fanarioți interesați să aplice o serie de reforme în spațiul românesc. Este vorba de Alexandru Ipsilanti sau Constantin Mavrocordat, dar aceste reforme nu au fost în totalitate pe placul boierilor români. Pe fondul problemei orientale și a instaurării regimului fanariot se formează Partida Națională. Atenție, nu confundați, nu este vorba de formațiunea politică în sensul modern al cuvântului de astăzi. Este o grupare formată din boieri moldoveni și munteni, care timp de un secol și ceva vor elabora numeroase proiecte, unele dintre acestea fiind trimise sub formă de memorii puterilor vecine, spre Rusia, spre Austria, uneori chiar și la poartă. Toate aceste proiecte urmăreau două paliere, dacă putem spune așa. Pe de o parte, schimbări în structura instituțională a statului român, iar pe plan extern propuneau unirea Moldovei cu țara românească, respectarea autonomiei sau, în cel mai fericit caz, chiar obținerea independenței. Revenind la obiectivele pe plan intern, bineînțeles că până la 1821 o să vedeți în numeroase proiecte cerința pe care o găsim în toate aceste proiecte o reprezintă revenirea la domniile pământene, văzută ca punct de plecare în activitatea de modernizare, prin elaborarea de constituții scrise, prin introducerea mai târziu a separării puterilor în stat sau drepturi și libertăți cetățenești. Aceste obiective, la modul general, sunt abordate în diverse proiecte pe care eu vi le-am grupat în funcție, iarăși, de epocile istorice. Avem secolul al XVIII-lea, prima jumătate a secolului al XIX-lea și a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Proiectele încetând, să spunem noi așa, la 1859, când, după dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, se formează statul român modern. În secolul XVIII, amintim un proiect politic care își propune modernizarea internă, cel elaborat de Mitropolitul Moldovei, Gavril Calimachi, la 1769, în care propunea ca formă de organizare a Moldovei Republica, treburile urmând să fie gestionate de un sfat compus din 12 boieri. În același secol XVIII, în contextul tratativelor marilor puteri de la Focșani, în 1772, boierii redactează un memoriu în care solicită revenirea la domniile pământene, bineînțeles, unirea Moldovei cu țara românească, noul stat apărut, trebuind să fie sub protecția Rusiei, a Austriei și a Prusiei. Ceva mai târziu, în 1791, în contextul altor tratative ale marilor puteri, de data aceasta la Șiștov, boierii vor cere desființarea raialelor, neutralitatea noului stat și protecția Austriei și a Rusiei. La începutul secolului 20, mai precis, în anul 1821, în țara românească, Tudor Vladimirescu va declanșa o mișcare, o revoltă, o revoluție împotriva sistemului politic intern, adică a regimului fanariot, eliminarea domnilor fanarioți fiind văzută de el ca un prim pas spre obținerea independenței. În cadrul acestei mișcări, Tudor Vladimirescu va elabora programul intitulat Cererile Norodului Românesc, în care susține necesitatea revenirii la domniile pământene, o reformă fiscală prin introducerea unui impozit unic plătit în 4 rate, reînființarea Armatei Naționale, dar în mai 1821 Tudor are parte de o soartă tragică, este arestat și asasinat de către eteriști. Cea mai importantă consecință totuși a mișcării sale a fost decizia porții în 1822 de a reveni la domniile pământene. În același an, în 1822, Ionică Tăutu elaborează documentul, proiectul intitulat Constituția Cărvunarilor.
în care solicita acordarea sau introducerea de drepturi și libertăți cetățenești, adunarea reprezentativă, și se pronunța chiar pentru introducerea principiului separării puterilor în stat. În 1829, în urma unui nou război ruso-turc, este încheiat între Turcia sau Imperiul Otoman și Rusia tratatul de la Adrianopol, cu prevederi pozitive, dar și negative pentru spațiul românesc. Pe partea bună, putem menționa faptul că domnia se stabilește ca durata acesteia să fie pe viață, deci se creează cadrul unei stabilități politice interne. Poarta urma să retrocedeze țării românești în raialele Turnu Giurgiu și Brăila, este desființat monopolul otoman asupra comerțului românesc, dar, pe de altă parte, Rusia căpăta dreptul de a interveni în organizarea internă a principatelor, inaugurându-se astfel protectoratul rus. Cu alte cuvinte, după 1829, țările române vor fi controlate de doi stăpâni, dacă putem spune așa, de puterea suzerană, este vorba de Imperiul Otoman, și puterea protectoare, Rusia. Unul din obiectivele Rusiei va fi inițierea unui program de modernizare a principatelor prin redactarea și introducerea unor documente numite regulamentele organice. Prima dată acest regulament organic este introdus în Țara Românească în 1831 și apoi în Moldova în 1832, ele fiind similare, identice. În primul rând, vreau să vă readuc aminte și să subliniez faptul că regulamentele organice sunt considerate primele acte cu valoare de Constituție din istoria românilor. Printre schimbările introduse de regulamentele organice se numără în primul rând aplicarea principiului separării puterilor în stat. Puterea executivă exercitată de domn și de un sfat compus din miniștri, puterea legislativă de o adunare obștească și puterea judecătorească de înaltul divan domnesc. Totuși, ingerințele care în creștere ale Rusiei în spațiul românesc vor provoca noi reacții ale Partidei Naționale. Astfel, în anul 1838, Partida Națională, în frunte cu boierul Ion Câmpinanu, redactează două proiecte. Unul dintre ele se intitulează Act de Unire și Independență. Din titlul acestui proiect putem deduce ce propune Ion Câmpinanu. Unirea Moldovei și a țării românești sub forma unui stat al Daciei, da, după modelul Daciei, și neutralitatea și independența statului respectiv. Cel de-al doilea proiect elaborat de Ion Câmpinanu este vorba de osăbitul act de numire a suveranului românilor, era ca un fel de constituție, deci privea în special partea internă, cea privind modernizarea principatelor. Treptat, în spațiul românesc se afirmă o nouă generație de tineri intelectuali proveniți din zona boierimii mici sau mijlocii. Aceștia își fac studiile în Occident, cu pregătire în Franța, admiră modelul occidental pe care vor dori la reîntoarcerea în țară să îl aplice în spațiul românesc. Este vorba de generația pașoptistă. O schimbare importantă între vechii boieri din Partida Națională și membrii generației pașoptiste o reprezintă abordarea problemelor sociale. După cum poate ați putut observa, în secolul XVIII și prima jumătate a secolului XIX, problemele sociale și în special situația țăranilor nu este pusă sub niciun fel în discuție în aceste proiecte. Schimbarea se produce, așa cum v-am spus, odată cu această afirmare a generației pașoptiste, care își pun ca un punct obiectiv central rezolvarea problemei țărănești printr-o reformă agrară. O să vedem, unii o vor dori radicală, alții o vor dori într-o formă moderată.
profitând de valul de revoluții care se manifestă în Europa, anul 1848 fiind supranumit Primăvara Popoarelor, deoarece un amplu val revoluționar are loc în Franța, în spațiu german, în spațiu italian, în Imperiul Habsburgic, la Viena, la Praga, la Budapesta și așa mai departe, în acest context au loc mișcări revoluționare și în spațiu românesc, în Moldova, în Țara Românească și în Transilvania. În decursul acestor mișcări revoluționare, bineînțeles că sunt elaborate noi programe pe care le putem vedea tot ca proiecte politice, unele moderate, altele radicale. Sunt foarte multe proiecte și programe elaborate în timpul acestei revoluții de la 1848, din care eu v-am selectat doar 4 dintre ele. Pe plan intern, de exemplu, în mai 1848 la Brașov, moldovenii în frunte cu Vasile Alexandrii vor redacta programul intitulat Principiile noastre pentru reformarea patriei, în care propuneau, printre altele, desființarea privilegiilor boierești, egalitatea tuturor cetățenilor în fața legilor și, atenție, reformă agrară fără despăgubire. Mergând la sud de Carpați, în iunie 1848 este redactată proclamația de la Islaz, un rol deosebit în acest sens, având o Ion Hiliade Rădulescu, în care se solicita alegerea unui domn responsabil din toate stările sociale pe o perioadă de 5 ani, ceea ce ne face să credem că pașoptiștii munteni se gândeau deja la Republică. Modernizare internă, propune rezolvarea problemelor țăranilor și, nu în ultimul rând, eliminarea regulamentelor organice și implicit a protectoratului rusesc. În ceea ce privește abordarea de crearea statului român în această perioadă a Revoluției de la 1848, reluăm iarăși documentul Principiile noastre pentru reformarea patriei, în care moldovenii se pronunțau clar pentru unirea Moldovei și a Valahiei într-un singur stat neatârnat românesc, deci independent. Iar în august 1848, alți moldoveni aflați la Cernăuți în frunte cu Mihail Cogălnicianu vor elabora documentul intitulat Dorițele Partidei Naționale în Moldova, în care Cogălnicianu se pronunță fără echivoc pentru unirea Moldovei cu Țara Românească, văzută de el drept cheia de boltă fără de care s-ar prăbuși întregul edificiu național. Din păcate, așa cum s-a întâmplat și în statele europene și în spațiul românesc, revoluția va fi înăbușită prin intervenția trupelor otomane sau prin amestecul puterii protectoare a Rusiei. După ce lucrurile în viziunea celor două puteri se calmează, Imperiul Otoman și Rusia vor semna în aprilie 1849 Convenția de la Balta-Liman, prin care din nou stabileau reintroducerea regulamentelor organice. Durata domniei, atenție, este redusă la 7 ani, deci ea nu mai este pe viață. Domnul, considerat iarăși înalt funcționar otoman, urma să fie numit de sultan și confirmat de poartă. Părea că obiectivele propuse de pașoptiști nu vor avea nicio șansă de reușită în contextul accentuării controlului celor două puteri conservatoare asupra spațiului românesc. Eu doar voi puncta câteva elemente pe care în ora următoare doamna Loredana Ciobanu le va dezvolta mult mai mult. 1853-1856 începe războiul Crimeei, va crea un context internațional favorabil Unirii Principatelor. Unii oameni politici europeni sunt convinși că prin formarea unui stat român, rezultat din unirea Moldovei cu Țara Românească aici la gurile Dunării, va fi o alternativă pentru rezolvarea problemei orientale, creând o barieră în calea expansiunii Rusiei, Austriei și a Imperiului Otoman. Sunt discuții, această propunere a contelui Walewski la Paris va diviza puterile europene, Austria și Imperiul Otoman vor susține că românii nici nu vor să audă de unire, ceea ce va face necesară convocarea adunărilor ad hoc.
Acestea, domnul Radoc, își vor desfășura activitatea pe parcursul anului 1857 și își vor încheia această activitate prin redactarea a două rezoluții. Încă o dată, deci subliniez, vedeți, în a doua jumătate a secolului XIX, rezoluțiile adunărilor ad hoc pot fi văzute drept ultimele, să zicem noi, proiecte politice. În aceste rezoluții ale adunărilor ad hoc se va cere în mod clar unirea Moldovei cu țara românească, aducerea unui prinț străin dintr-o dinastie europeană care urma să-și crească moștenitorii în religia țării, plus modernizarea internă prin separarea puterilor în stat, adunare și guvern reprezentative, etc. În prima parte, deci, am trecut în revistă principalele proiecte și memorii care de-a lungul timpului au abordat problema creării statului român și a modernizării acestuia. Așa cum v-ați obișnuit probabil și de la emisiunea anterioară, după trecerea în revistă a principalelor elemente din această lecție, mergem și facem aplicații, da, pe text. Din nou, da, vă aduceți aminte, avem subiectul 1, subiectul 2 și, bineînțeles, subiectul 3, care presupune un eseu structurat. La subiectul 1 sunt două texte. Primul vorbește despre evenimentele din 1821, mișcarea lui Tudor Vladimirescu, apoi revenirea la domniile pământene, în timp ce în al doilea text istoric vorbește despre generația pașoptistă și obiectivele acesteia. La cerința 1 vi se cere să numiți evenimentul care a inaugurat în țările române epoca modernă. Atenție! Așa cum v-am spus și data trecută, fiecare exercițiu are în el deja cheia pe care trebuie să o căutați pe text și aici este vorba, deci, de evenimentul care a inaugurat, atenție, epoca modernă. Și dacă ne ducem și citim primul paragraf, spune că evenimentele din 1821 au arătat prin dimensiunile și implicațiile lor că era revoluțiilor moderne fusese inaugurată în țările române. Cerința numărul 2. Vi se cere să precizați pe foaia de examen o informație referitoare la viziunea generației pașoptiste în domeniul social. Dacă vom citi textul cu atenție, observăm că trebuie să ne ducem spre ultimul paragraf al textului, în care spune că pașoptiștii se mai deosebeau față de generațiile precedente prin devotamentul lor de apartenență la țărurile naționale, și spunea că în viziunea lor națiunea era mai importantă indiferent de clasa socială care urma să beneficieze de aici înainte de toate binefacerile împreună și tot împreună să poarte poverile comunității. Da? Și în ultimul rând, iarăși spune, pașoptiștii nu au plasat în mod conștient interesele unei anumite clase înaintea celor ale altei clase. Deci, iată cel puțin trei variante din care voi trebuie să alegeți una pe care să o scrieți pe foaia de examen referitor la viziunea pașoptiștilor pe plan social. Exercițiul 3 vi se cere să menționați un spațiu istoric la care se referă sursa A, respectiv sursa B. Atenție foarte mare, data trecută am avut un exercițiu în care ni se cerea să prezentăm două spații istorice menționate atât în A cât și în B. De cele trebuiau să fie identice atât în sursa A cât și în sursa B. Astăzi apare o diferență. Avem un spațiu din A și alt spațiu clar diferit din sursa B. Normal, dacă mergem pe sursa A, găsim acolo, da, țara românească, țările române, Moldova, deci mai multe variante, în timp ce din sursa B cel mai ușor este să selectați Europa Occidentală sau, pur și simplu, Europa. Cerința numărul 4 vă cere să scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare sursei care susține că schimbarea regimului politic s-a realizat ca urmare a evenimentelor revoluționare. Din nou, după o lecturare atentă a celor două texte, ne vom da seama că este vorba de sursa A,
în care spune că mișcarea Revoluția lui Tudor Vladimirescu a avut ca consecință imediată instaurarea sau revenirea la domniile pământene. Deci, pur și simplu, aici scriem sursa A. Și ajungem la exercițiul 5, în care trebuie să scrieți din sursa B două informații aflate în relație cauză-efect. Ține minte și de, din orile anterioare, încă o dată specificăm foarte clar pe foaia de examen cauza urmată de informația care este necesară și efect urmat apoi de ghilimelele de rigoare. Ce putem găsi? Sunt foarte multe, deci sursa B este foarte generoasă în astfel de informații cauză-efect și putem vedea că pașoptiștii se simțeau ei înșiși o parte din Europa și efect au recunoscut apusul drept model politic și cultural pentru partea lor de Europa. Dar contrastele între principate și apus, care deveneau tot mai izbitoare pe măsură ce cunoșteau ei Europa, i-au făcut nerăbdător să înceapă acțiunea de reformare și să recupereze timpul pierdut. Exercițiul 6, din afara surselor istorice, vă cere să prezentați două documente programatice ale revoluționarilor români pașoptiști. Da? Deci, foarte clar, vi se cere documente sau proiecte elaborate în timpul Revoluției de la 1848. Enunțul, bineînțeles, că este cu prezentați, iarăși trebuie să aveți o expunere detaliată a celor două programe pe care le alegeți. Sugestie, puteți să faceți o mică introducere vorbind de valul de mișcări revoluționare care au loc în Europa, după care prezentați pe scurt cauzele declanșării revoluțiilor de la 1848 în spațiu românesc, probleme naționale, de exemplu, Moldova și Țara Românească erau sub suveranitate otomană și protectorat rus, în timp ce Transilvania se afla sub dominație habsburgică. Mai mult, în Transilvania, ne aducem aminte, națiunea română nu beneficiază de drepturi politice, da? Care aparțin exclusiv celor trei națiuni privilegiate, maghiari, sași și secuii, și vă alegeți două documente. De exemplu, menționați că dacă petiția proclamațiune emisă de moldoveni a avut un caracter moderat, domnitorul conservator Mihail Sturza reacționează cu brutalitate, o parte a moldovenilor fiind nevoiți să ia calea exilului. Și atunci, moldovenii aflați în exil la Brașov, în frunte cu Vasile Alexandri și Costache Negri, la 12 mai 1848, elaborează documentul de care am vorbit adineaur. Este vorba de principiile noastre pentru reformarea patriei, în care solicită, da, unirea Moldovei cu Țara Românească, independența, modernizarea internă, desființarea privilegiilor boierești și făptuirea reformei agrare fără despăgubire. După care puteți, pentru al doilea document, să alegeți Țara Românească. Da? Specificați că are loc o mare adunare la Islaz, la care participă Cearosete, Nicolae Bălcescu, Ion Heliade Rădulescu, și în cadrul acestei adunări este elaborată proclamația de la Islaz cu punctele sale prin care cereau domnul responsabil ales pentru o perioadă de 5 ani înlăturarea regulamentelor organice și a protectoratului rusesc, adunarea reprezentativă, etc. Și în fine, exercițiul 7. Menționați o caracteristică a unei instituții centrale din spațiul românesc în secolul al XVIII-lea. Din expunerea doamnei profesor Ciobanu Loredana din emisiunea trecută, noi ne aducem foarte bine aminte că instituția centrală din spațiul românesc este domnia. Ei, și acum trebuie să vedem ce se întâmplă cu domnia în secolul al XVIII-lea. Și aici, foarte simplu, are loc înlocuirea domniilor pământene cu regimul fanariot.
Vom merge mai departe la subiectul al doilea. Subiectul al doilea, un singur text, da, o singură sursă istorică, ceva mai mare. Și această sursă vorbește despre modernizarea României în timpul regelui Carol I și funcționarea sistemului politic intern dominat de cele două partide, Partidul Liberal și Partidul Conservator. Lucrurile pe care le veți găsi în această sursă vor fi amplu dezvoltate în ora următoare, iarăși de către doamna Loredana Ciobanu. După cum vedeți, are foarte, foarte multă treabă. După ce ați citit sursa foarte bine, bineînțeles că vi se cere să numiți, atenție, organismul politic executiv. Din experiența din anii trecuți, din lecțiile învățate în clasa 10-a, 11-a și pe parcursul acestui an, știm că dacă puterea legislativă este exercitată în general de către Parlament, puterea executivă este exercitată de un guvern. Și nu avem altceva de făcut decât să căutăm în sursă informația care vorbește despre guvern, da? Și acest lucru o găsim în al doilea paragraf. Da? Zice, procesul începea cu demisia guvernului aflat la putere, după care aveau loc consultări între rege și politicienii de frunte, etc. În sursa, în exercițiu al doilea, vi se cere să prezentați, să precizați, mă scuzați, secolul în care a fost modificată prima Constituție a românilor. Da? Și vi se spune în rândul al doilea, Constituția din 1866, modificată în 1884. Anul, deci 1866 sau 1884, sunt din același secol, este vorba de secolul 20. Exercițiul 3 vă cere să menționați cele două partide politice la care se referă sursa dată. Și iarăși în primul paragraf, la un moment dat, vom găsi această informație în care spune că două erau partidele principale, conservator și liberal. În general, conservatorii au continuat să reprezinte interesele marilor moșieri, iar liberale pe cele ale clasei mijlocii. La exercițiu 4 vi se cere să menționați două informații referitoare la drepturile și libertățile de care beneficiau românii conform Constituției din 1866. Aceste informații, după o citire atentă a sursei, le vom găsi în ultimul paragraf, în care se spune că erau respectate prevederile constituționale referitoare la libertatea de asociere și cea de întrunire, o informație, iar presa se bucura de cea mai largă libertate de exprimare, a doua informație, și din nou vă readuc aminte că la acest exercițiu, atenție foarte mare, punem prima informație în ghilimele și apoi dedesubt a doua informație. Exercițiul 5 vă cere să formulați pe baza sursei date un punct de vedere referitor la sistemul politic bazat pe rotația partidelor la guvernare, susținându-l cu două informații selectate din sursă. Mergem din nou pe sursă, da, și vom vedea că după ce ne s-a spus în primul paragraf care erau cele două partide, era vorba de liberali și conservatori, în al doilea paragraf ne spune modalitatea de alternare la putere a celor două partide. Rotația partidelor a devenit de asemenea regula generală în această perioadă, iar regele a alternat de obicei la putere cele două partide principale ca mijloc de a rezolva probleme economice și politice serioase și de a-și păstra propria putere. După ce am citit foarte bine și am identificat informațiile necesare, la exercițiu 5 vom scrie, bineînțeles, întâi punctul de vedere, da? Din nou, țineți minte, începem cu acea abordare conform sursei sau pe baza sursei referitor la sursă în România, la dorința regelui, de exemplu, sau la inițiativa regelui, cele două partide liberal și conservator periodic alternau la guvernare, după care vom pune iarăși
ca și în exercițiu anterior, cele două informații care trebuie să vină și să vă susțină neapărat punctul de vedere. Și am ajuns la ultimul exercițiu, este vorba de exercițiul 6 de la subiectul 2, în care vi se cere să argumentați printr-un fapt istoric relevant afirmația conform căruia un memoriu politic din prima jumătate a secolului al XIX-lea a contribuit la formarea statului român modern. Trebuie să ne gândim, deci să selectăm un proiect, de exemplu să zicem că ne gândim la 1838, da? Actul de unire și independență elaborat de boierul Ion Câmpineanu, după care, pentru a primi cele patru puncte maxime, trebuie să utilizăm în elaborarea și rezolvarea exercițiului conectorii de cauzalitate, da? Sugestia mea ar fi să utilizați, de exemplu, termenul deoarece. Urmează apoi faptul istoric relevant, prezentarea acestui proiect și, bineînțeles, în final, vom încheia rezolvarea exercițiului în concluzie. O variantă de rezolvare, da? Proiectele politice elaborate în prima jumătate a secolului al XIX-lea de către membrii Partidei Naționale au anticipat formarea statului român modern, deoarece se pronunțau pentru unirea Moldovei cu țara românească. Un exemplu în acest sens, un argument îl reprezintă proiectul elaborat în 1838 de către boierul Ion Câmpineanu, în care susținea unirea Moldovei cu țara românească și independența noului stat, cerând astfel în mod clar și eliminarea suzeranității otomane, precum și a protectoratului rusesc. Și am ajuns în partea finală a acestei întâlniri la a citi și a face aplicație pe un model de eseu de subiect 3 despre proiectele politice și statul român modern. Da? Pentru început, vi se cere să menționați două proiecte politice din spațiul românesc elaborate în secolul al XVIII-lea. Bineînțeles, eseul are nevoie de o introducere și în introducere vom vorbi de efectele problemei orientale asupra spațiului românesc care, pe plan intern, care vor duce la instaurarea regimului Fanariot, iar o reacție a boierimii interne românești față de această schimbare o reprezintă crearea Partidei Naționale, care pe parcursul secolului XVIII va avea ca preocupare elaborarea de numeroase proiecte. Și astfel am făcut trecerea la prima cerință și menționăm două proiecte politice elaborate în secolul al XVIII-lea și bineînțeles că putem alege 1772, da? Este vorba de proiectul elaborat în contextul tratativelor marilor puteri de la Focșani, când s-a cerut unirea Moldovei cu țara românească, și cel de la 1791 la Șiștov, da, în care se cerea neutralitatea, printre altele, și protecția Rusiei și a Austriei. Precizarea unui eveniment internațional din prima jumătate a secolului al XIX-lea care a avut consecințe pentru principate, atât pe plan intern, cât și extern. Dacă ne gândim bine, vom identifica rapid la ce eveniment ni se cere să facem aplicația. Este vorba de războiul ruso-turc dintre 1828-1829, încheiat cu tratatul de la Adrianopol, și am văzut noi că va avea numeroase consecințe pozitive, dar și negative pe plan intern și pe plan extern. Pe plan intern, de exemplu, se introduce domnia pe viață și este desființat monopolul otoman asupra comerțului românesc, sau se vor introduce regulamentele organice, iar pe plan extern, principatele intră sub protectoratul Rusiei, care, am văzut, va introduce regulamentele organice în Moldova și în țara românească, dar acestea, la un moment dat, vor fi văzute drept o frână
în calea modernizării și occidentalizării României de către generația pașoptistă. Și acum, observați, am făcut trecerea ușor-ușor spre a treia cerință, în care vi se cere să prezentați două proiecte elaborate de generația pașoptistă referitoare la crearea statului român modern. Da? Din nou, așa cum am făcut și la exercițiul 1, menționați contextul, primăvara europeană, valul de mișcări revoluționare, cauzele revoluției de la 1848 în spațiul românesc, după care specificați că un element comun pe care îl putem găsi în multe, în multe din documentele elaborate de pașoptiști, îl reprezintă ideea unirii Moldovei cu țara românească. Cele mai bune exemple, din nou, da, 12 mai 1848 la Brașov și august 1848, dorințele Partidei Naționale în Moldova, elaborat de Mihail Cogălnicianu. Pe finalul exercițiului vi se cere să formulați un punct de vedere referitor la importanța unui proiect politic redactat în a doua jumătate a secolului XIX referitor la formarea statului român. Și, cum am spus în prima parte a întâlnirii noastre, singurul proiect politic pe care îl putem identifica cu ușurință din această perioadă, a doua jumătate a secolului al XIX-lea, îl reprezintă, bineînțeles, rezoluțiile adunărilor ad hoc. Și vom face, da, referitor la importanța unui proiect politic, putem aminti rezoluțiile adunărilor ad hoc, contextul în care acestea sunt elaborate, da, în urma deciziei marilor puteri de a consulta populația din Principate în privința unirii și dorințele exprimate de români cu această ocazie, reiau, da, din nou, unirea într-un singur stat cu numele de România, prinț străin dintr-o familie domnitoare europeană, stat modern, guvern, adunare reprezentativă, etc. În speranța în care ceea ce am prezentat astăzi o să vă ajute să vă pregătiți mai bine pentru examenul de bacalaureat, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă aștept cu plăcere la următoare întâlnire. La revedere! Bună ziua și bine v-am regăsit, de data aceasta sub semnul primăverii, al mărtișorului. Vă doresc să aveți o primăvară frumoasă, o primăvară luminoasă și să fiți inspirați. Să dea Dumnezeu să aveți putere de muncă și să reușiți în cele din urmă să luați acel 10 la bacalaureat. O să continuăm astăzi prelegerea legată de crearea statului român modern, urmând ca după ce trecem în revistă principalele informații, să rezolvăm împreună și variante de lucru. Vă spunea domnul profesor în ora precedentă că statul român modern a fost inițial conceput ca proiect politic. Generații întregi de gânditori, din secolul al XVIII-lea începând și până spre mijlocul secolului al XIX-lea, au formulat proiecte politice în care au evidențiat dorința aceasta de unire, unirea Moldovei cu țara românească într-un singur stat neatârnat românesc. Dacă în prima parte a discuției ați parcurs aceste proiecte politice, îmi propun ca de acum înainte să vorbim efectiv despre cum s-a creat statul român modern. Am observat deja, suntem la capitolul al patrulea și am observat, cred, o constantă și anume că nimic nu se întâmplă în spațiul românesc fără legătură cu evenimentele din exterior. Și crearea statului român modern a fost posibilă într-un context extern favorabil. Și vă spunea domnul profesor despre Revoluția Pașoptistă și mai ales despre faptul că pe parcursul acestei revoluții au fost formulate idei noi, idei noi de organizare politică, idei noi de evoluție teritorială și națională, idei care nu au murit odată cu înfrângerea revoluției. Dimpotrivă,
Foarte mulți dintre liderii Revoluției au plecat în Europa și acolo au încercat pe diferite căi, broșuri, articole de presă, intervenții diplomatice, să atragă atenția europenilor, cercurilor politice, conducătoare, opiniei publice, asupra dorinței de unire. Unirea asta a Moldovei cu țara românească era problema românească. Și a ajuns să fie discutată într-un context european sau a ajuns să devină o problemă europeană în contextul războiului Crimeii. Făcea la un moment dat domnul profesor trimitere la conflictul dintre 1853-1856. Un război inițial ruso-turc, desfășurat într-o perioadă în care Rusia era în plină expansiune teritorială, în plină afirmare, iar Imperiul Otoman era în criză, ceea ce însemna că Rusia ar fi avut șanse mari de izbândă. Numai că o Rusie puternică în această zonă ar fi afectat foarte grav echilibrul de putere. Anglia și Franța intervin în război, Imperiul Otoman câștigă conflictul și la Congresul de Pace de la Paris se pune problema unirii principatelor pentru a rezolva echilibrul de putere în sud-estul Europei. Și ne întâlnim cu acea sintagmă, problema românească devine problemă europeană. Pentru că unirea Moldovei cu țara românească era văzută ca un stat, ca posibilitatea de creare a unui stat barieră în calea expansiunii Rusiei spre zona de la sudul Dunării. Însă, din cele 7 puteri participante, 2 se opun vehement acestei idei și culmea este că una dintre ele este chiar Imperiul Otoman, în favoarea căruia până la urmă putea să se facă această unire. Numai că am spus că Imperiul Otoman era în criză și un stat aflat în criză era cu dorință de a avea controlul asupra spațiului românesc pentru că veneau bani de acolo. Iar turcii se gândeau că unindu-se, românii vor dori să obțină și independența. Austria, pe de altă parte, avea controlul asupra Transilvaniei și se gândea că românii din Transilvania ar putea să-și dorească și ei unirea. Și pentru că nu a existat un consens, puterile europene au decis prin tratatul de la Paris că cel mai bine ar fi să-i consulte pe români. Consultarea aceasta a românilor s-a produs în cadrul unor adunări reprezentative. Știți ce înseamnă adunări reprezentative? Adunări în care sunt reprezentate toate categoriile sociale. Adunările ad hoc din 1857 sunt astfel de adunări reprezentative. Ele se reunesc la Iași și la București, iar discuțiile din cadrul lor se finalizează prin elaborarea unor rezoluții. Rezoluțiile adunărilor ad hoc de la Iași și de la București din 1857 sunt proiecte politice și sunt poate cele mai importante proiecte politice din secolul al XIX-lea. Pentru că tot ce a fost formulat acolo s-a urmărit a fi pus în aplicare în perioada următoare. Și românii de la Iași și de la București spuneau așa, că vor unirea Moldovei cu țara românească într-un stat românesc, adică un stat care să poarte chiar numele de România, că vor prinși străini dintr-o familie domnitoare în Europa și vor neutralitate și autonomie deplină. Am spus că aceste rezoluții erau rezultatul unor solicitări ale europenilor în cadrul tratatului de la Paris, ceea ce înseamnă că era firesc ca ele să fie trimise apoi, și o să îi rog pe colegi să acceseze un pic Word-ul, era firesc ca ele să fie trimise apoi Europei, pentru ca Europa să decidă în funcție de aceste dorințe ale românilor. Și Europa, când spun Europa, mă refer la cele 7 puteri garante care aveau controlul asupra spațiului românesc, adică Imperiul Otoman, Rusia, Anglia, Franța, Austria, Prusia și Sardinia. Deci cele 7 puteri garante reunite în cadrul unei conferințe la Paris în 1858 au spus că cel mai bine pentru români ar fi să se creeze Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei, și am putea avea impresia că, iată, Europa ne-a dat unirea, dar mai departe se vorbea despre doi domni, două adunări, două guverne. Ce înseamnă asta? Înseamnă instituții diferite. Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei, dar instituții cu totul diferite. Ce-i drept, era și o prevedere referitoare la două instituții comune pentru cele două țări, și anume Comisia Centrală și Înalta Curte de Casație și Justiție cu sediul la Focșani,
Instituții deosebit de importante, dacă ne uităm la specificul lor, pentru că Comisia Centrală era instituția cu inițiativă legislativă, cea care putea să propună proiectele de lege, iar Înalta Curte de Casație și Justiție era for judecătoresc superior. Așadar, Convenția de la Paris, care este un act cu valoare de Constituție pentru români, le oferă acestora o unire formală pe principiul modern al separării puterilor în stat. Românii așadar trebuiau să-și desemneze doi domni. Anul 1859 a stat sub semnul acestei activități elective de desemnare a domnului. Au existat două adunări elective, una la Iași și una la București. Adunarea electivă de la Iași îl desemnează pe Cuza domnitor pe 5 ianuarie 1859. Apoi adunarea electivă de la București îl desemnează pe Cuza domn pe 24 ianuarie 1859. A fost acolo și un pic de presiune socială menită să-i convingă pe cei din adunarea electivă că Alexandru Ioan Cuza este varianta cea mai potrivită. Românii din cele două capitale, de la Iași și de la București, ies în stradă și se bucură prin Hora Unirii, ceea ce înseamnă că desemnarea lui Cuza ca domnitor în Moldova și în Țara Românească a fost o expresie a voinței poporului. Și iată că românii pun Europa în fața faptului împlinit. Europa spunea doi domni, românii au desemnat doi domni, la Iași și la București, dar sunt aceeași persoană, Alexandru Ioan Cuza. Era clar că Europa avea să reacționeze. Reacția Europei a fost una complicată, însă în cele din urmă Europa a acceptat în 1859 dubla alegere, adică două state cu doi domni care întâmplător sunt aceeași persoană, bineînțeles că nu întâmplător, este o glumă, și unirea este acceptată abia în 1861, la sfârșitul anului, doar cu condiția să fie pe timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Așadar, de fiecare dată când trebuie să vorbim despre crearea statului român modern, trebuie să ne raportăm la acest moment al dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza. O să vedem că găsim tot felul de formulări, crearea, înfăptuirea, realizarea statului român modern. Însă toate sunt sinonime. Și acțiunile prin care s-a înfăptuit statul român modern sunt legate de desemnarea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor la Iași și la București pe 5 și pe 24 ianuarie 1859. Am putea să ne întrebăm de ce și-au dorit românii unirea. Și-au dorit unirea pentru că au legat-o în primul rând de ideea de evoluție, de dezvoltare, de modernizare a societății. Tocmai de aceea, aproape firesc, după ce vorbim despre crearea statului român modern, ar trebui să vedem care au fost pașii în direcția consolidării acestui stat. Ce înseamnă consolidarea statului român modern? Înseamnă devenirea acestuia, înseamnă evoluția lui, înseamnă modernizarea, în primul rând prin măsuri legislative. Am spus așadar că Europa recunoștea unirea la sfârșitul anului 1861, ceea ce înseamnă că în 1862, chiar de la 22 și 24 ianuarie, există un singur stat cu instituții unice care funcționează la Brașov, domn, adunare, guvern. Instituțiile acestea, mă refer la guvern și la adunare, erau dominate însă de mari proprietari funciari cu vederi conservatoare, adică oamenii aceia care considerau că modernizarea este necesară și trebuie făcută, dar trebuie făcută încet, respectând realitățile românești și mai ales respectând propriile privilegii. Alexandru Ioan Cuza însă avea de partea sa gruparea liberală, adică acei oameni care erau orientați spre vest, care erau dornici să aplice principii moderne în spațiul românesc, care considerau că societatea românească trebuie racordată la Europa. Mihail Cogălnicianu este unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai acestei grupări liberale. Atenție, nu vorbim încă de partide, vorbim despre grupări. Gruparea conservatoare,
da? Cea care își propune modernizarea lentă, cu pași mărunți, și gruparea liberală, care consideră că spațiul românesc trebuie să evolueze și trebuie să evolueze mult mai rapid. Pentru că adunarea este dominată de conservatori, în 1864, Alexandru Ioan Cuza hotărăște să organizeze o lovitură de stat. Îl sprijină pe Mihail Cogălnicianu, șeful guvernului, și hotărăște să dizolve adunarea și să adopte un nou act cu valoare de Constituție. Statutul dezvoltător al Convenției de la Paris consolidează foarte mult autoritatea domnului în Principatele Unite. De ce? Pentru că domnitorul dobândește inițiativă legislativă, adică propune legi, și creează un parlament bicameral pentru prima oară, o instituție pe care reușește cumva să o aibă sub controlul său. Am spus că este o instituție bicamerală, adică e format parlamentul din adunare și corpul ponderator sau senat. În adunare, membrii sunt desemnați pe baza votului cenzitar, adică participă la vot cei cu avere, cei ce plătesc impozite, și în Senat toți membrii sunt desemnați direct de către domnitor. Așadar, domnitorul are inițiativă legislativă, are influență asupra corpului legislativ și astfel putem să vorbim, fără să greșim, despre o guvernare autoritară. Nu mai există practic acea separare a puterilor în stat. Dar astfel a fost posibilă perioada marilor reforme. Când spui Cuza, spui preocupare pentru lumea rurală și spui lege rurală. Legea rurală spunea că țăranii trebuie împroprietăriți cu loturile în folosință și în funcție de numărul de vite de ținut. Cu alte cuvinte, se dorea, se observa această preocupare ca țăranii să aibă cu ce să lucreze pământurile respective, să nu le lasă nefolosite. Pe termen scurt, legea în sine nu a avut rezultate pozitive, însă pe termen lung a fost extrem de importantă pentru evoluția societății românești. Când spui Cuza, spui preocupare pentru învățământ. Legea instrucțiunii publice organiza învățământul pe cicluri primar, secundar, superior. Învățământul primar era declarat gratuit și obligatoriu și știm, bineînțeles că știm, că Alexandru Ioan Cuza a creat primele universități la Iași și la București. Racordarea legislației românești la legislația europeană se face prin două coduri de legi, codul penal și codul civil, adoptate în 1864 și 1865. Toate aceste reforme despre care vorbim au avut cu siguranță un rol decisiv în modernizarea societății românești. Formularea, aplicarea acestor măsuri a schimbat foarte mult în felul în care era organizată societatea și până la urmă a schimbat foarte mult în viața oamenilor. Nu decisiv, dar pașii sunt foarte importanți. Aceste reforme, despre care spuneam că au fost atât de importante, au stârnit însă și nemulțumiri. Și s-a creat ceea ce istoria a numit monstruoasa coaliție. Monstruoasă pentru că reunea două categorii politice foarte diferite. Pe de o parte erau conservatorii, care considerau că aceste reforme sunt mult prea radicale și mult prea mult pentru societatea românească, și pe de altă parte erau radicalii care considerau că ele sunt cam puțin și că ar trebui un pic mai mult mers în direcția modernizării. Și cele două grupări, spuneam că s-au reunit în acea monstruoasă coaliție care pe 11 februarie 1866 îi cerea lui Alexandru Ioan Cuza să abdice. În momentul în care Cuza a abdicat, a apărut o mare problemă. Pentru că unirea fusese recunoscută, spuneam mai devreme, doar pe timpul domniei lui Cuza. Ceea ce înseamnă că în momentul în care Cuza a plecat, exista chiar pericolul ca această unire să fie anulată. Și atunci, liderii politici români,
împreună cu Franța, care este prietenul nostru în această perioadă. Napoleon al III-lea este sprijinul nostru în această perioadă. Și împreună cu cancelarul Prusiei, Otto von Bismarck, încearcă să pună în aplicare una dintre prevederile rezoluțiilor adunărilor ad hoc de care vorbeam mai devreme, și anume aducerea unui prinț străin. Prințul străin era o garanție a păstrării unirii, dar și o garanție a continuării procesului de modernizare a societății românești. Cu sprijinul lui Napoleon al III-lea, spuneam, și al lui Otto von Bismarck, pe tronul Principatelor Unite este adus Carol de Hohenzollern, un prinț care pe 10 mai 1866 depune jurământul în calitate de domnitor al Principatelor Unite. Numele lui Carol se leagă de câteva realizări extrem de importante pentru societatea românească. Astăzi insistăm asupra uneia dintre ele, care a contribuit la consolidarea societății românești și la consolidarea statului român modern. Despre asta vorbim astăzi, nu? Această măsură este, iarăși, una legislativă inspirată dintr-un model european, vorbim despre o Constituție belgiană, iar când ne referim la măsură legislativă, punctăm adoptarea primei Constituții românești. Prima Constituție românească, numită astfel pentru că a fost adoptată de reprezentanții poporului, este, spuneam, inspirată dintr-un model belgian, extrem de democratic pentru momentul respectiv, adaptat însă, modelul respectiv, realităților românești. Constituția aceasta, ca de altfel toate constituțiile pe care o să le studiem de-a lungul acestor ore, are o anumită structură. Știți, Constituția este legea fundamentală a unui stat. Constituția stabilește principiile după care se organizează statul, da? Și are întotdeauna repere referitoare la forma de guvernământ, referitoare la teritoriu, referitoare la puterile în stat, la instituțiile care exercită aceste puteri și referitoare la drepturile și libertățile cetățenești. Constituția din 1866 oficializează numele de România. După 1866 o să renunțăm la denumirea de Principatele Unite și o să folosim denumirea de România, acceptată sau notată într-un document oficial. Constituția aceasta a fost adoptată fără consultarea Imperiului Otoman, care era puterea suzerană. Prin prevederile sale, s-a dorit a fi un act de independență. În primul rând, ea spunea că România este o monarhie constituțională, ereditară și de religie creștină. Aceasta este forma de guvernământ. Teritoriul statului român era inviolabil, inalienabil, indivizibil. Nu aveau voie să treacă armate străine pe aici, nu putea fi încredințat sau date bucăți din teritoriul românesc, nu puteau fi date altor state. Nu putea fi desfăcută unirea. Inviolabil, inalienabil, indivizibil. Constituția din 1866 readuce principiul separării puterilor în stat. Sunt foarte clar stabilite puterile în stat și instituțiile care trebuie să le exercite. Puterea executivă este încredințată domnului și guvernului. Puterea legislativă este deținută de domn, care are inițiativă legislativă și drept de veto, și de parlament, care este în continuare bicameral, cu membrii desemnați pe baza votului cenzitar prin existența a 4 colegii electorale. Puterea judecătorească este deținută de domn, singurul care are drept de grațiere, dar nu și în cazul miniștrilor săi, vorbim totuși despre o separare a puterilor. Și bineînțeles că această putere judecătorească este deținută și de instanțele judecătorești organizate ierarhic. La capitolul drepturi și libertăți cetățenești, Constituția este generoasă. Dreptul la opinie, libertatea de exprimare, dreptul la asociere. Există însă în această Constituție din 1866 și câteva limitări. Și ele sunt rezultatul compromisului dintre gruparea conservatoare și gruparea liberală.
Când vorbim de limitări, ne referim, de exemplu, la articolul 7, care spune că dreptul de cetățenie în România este acordat doar creștinilor. O să vedem câtă tevatură va exista în jurul acestui articol în cadrul Congresului de la Berlin, în episodul următor. De asemenea, proprietatea este sacră și garantată. Statul nu poate face niciun fel de exproprieri, nici în caz de utilitate publică. Votul, am zis că este cenzitar și mai este și masculin. Dincolo de aceste limite, Constituția din 1866 este un document liberal și este un document care legiferează, fundamentează regimul liberal al lui Carol I. Așadar, acțiunile prin care statul român se consolidează sunt legate de reformele lui Alexandru Ioan Cuza și de Constituția din 1866. Foarte multă vorbă. Haideți să structurăm un pic informația. Ați vorbit astăzi despre proiecte politice sau vi s-a prezentat astăzi, vi s-au prezentat informații despre proiecte politice. Proiectele politice, în principiu, trebuie să rețineți că formulează dorințe, da? Ele evidențiază ideile pe care societatea românească le exprimă în legătură cu organizarea politică și teritorială. Am vorbit despre proiecte politice în secolul al XVIII-lea și vă vorbea domnul profesor despre memoriile boierești. Nu? În 1772 la Focșani și în 1791 la Șiștov. Am ales aceste proiecte politice din secolul al XVIII-lea pentru că sunt documentele în care este formulată ideea de unire. Și noi suntem la un capitol în care vrem să vorbim despre felul în care statul român modern a fost conceput ca proiect politic și a devenit treptat realitate instituțională. Pentru prima jumătate a secolului al XIX-lea, relevant cred că este proiectul lui Ion Câmpineanu, de care ați aflat mai devreme, act de unire și independență, dar de asemenea foarte important este proiectul pașoptist, și aici aș vrea să insistăm asupra celor două proiecte formulate de revoluționarii moldoveni care s-au refugiat în Transilvania la Brașov, adică principiile noastre pentru reformarea patriei, și alții au plecat la Cernăuți și au formulat acolo dorințele Partidei Naționale din Moldova. Proiectul pașoptist, da, vorbim despre mai 1848 pentru documentul din Brașov și august 1848 pentru cel din Cernăuți. Iarăși, am optat pentru aceste documente, deoarece la Brașov se solicită unirea Moldovei cu țara românească într-un stat neatârnat românesc, asta însemnând unire și independență, în vreme ce la Cernăuți unirea este considerată cheia bolții fără de care s-ar prăbuși întreg edificiul național, așadar o realizare esențială pentru evoluția societății românești. Repet, proiectul acesta pașoptist, formulat de revoluționarii moldoveni, aflați în exil la Brașov și la Cernăuți, contribuie în mod decisiv la crearea statului român modern. Și tot în secolul al XIX-lea, dar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, vorbim despre rezoluțiile adunărilor ad hoc. Da? Care au fost în număr de două, bineînțeles, am spus că a fost formulată o rezoluție la Iași și una la București în anul 1857, da? Deci în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, documente care de asemenea cereau unirea,
adică contribuie la crearea statului român modern și în plus veneau și cu acea propunere de aducere a prințului străin ca o garanție a stabilității politice interne și a sprijinului extern. Acestea ar fi proiectele politice esențiale, cred eu, care ar putea să vă acopere delimitările temporare din solicitările din exerciții. Secolul al XVIII-lea, prima jumătate a secolului al XIX-lea, a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Tot în acest capitol am vorbit despre acte constituționale. Și dacă proiectele politice erau despre dorințe ale românilor, actele constituționale sunt documentele după care se conduc statele române. Și primele acte cu valoare de Constituție din secolul al XIX-lea sunt regulamentele organice. Regulamentele organice, am spus că sunt o consecință a tratatului de la Adrianopol din 1829, da? Ele formulau pe conținut principii moderne și pentru că aveau același conținut în Moldova și în țara românească, contribuie la evoluția unitară a spațiului românesc. Regulamentele organice au fost adoptate în 1831 în țara românească și 1832 în Moldova. Regulamentele organice au rămas în vigoare până la elaborarea Convenției de la Paris. Vă aduceți aminte săgețile acestea? Context, conținut, consecință. Încercăm să vedem de unde ar trebui să pornim în prezentarea faptului istoric, ce ar trebui să cuprindă prezentarea respectivă, caracteristicile și care ar fi consecința faptului istoric pe care trebuie să îl prezentăm. Convenția de la Paris este un document juridic internațional, pentru că e formulată la Paris în anul 1858. Context, conținut, consecință. Convenția de la Paris a rezultat în urma consultării românilor prin intermediul rezoluțiilor. Rezoluțiile din 1857. Pe conținut ar trebui să spunem că oferă românilor o unire formală. Nu? Am spus că se vorbește despre Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei, dar cu doi domni, două adunări, două guverne și două instituții unice cu sediu la Focșani. Ce înseamnă această înșiruire de instituții? Înseamnă că unirea aceasta formală este pe principiul separării puterilor în stat. Da? Și putem să spunem, fără să greșim, că această convenție de la Paris a contribuit la dubla alegere a lui Cuza. Bun. Convenția de la Paris a rămas în vigoare până la statutul dezvoltător al Convenției de la Paris adoptat în anul 1864. Context, conținut, consecință. Contextul vă explicam mai devreme că este legat de lovitura de stat din 2 mai 1864.
Am spus aici că domnitorul își consolidează puterea în stat prin atribuții legislative. În primul rând se creează Parlamentul bicameral, iar domnul are inițiativă legislativă, adică poate să propună legi, da? Iar consecința acestui statut sunt reformele lui Cuza. Până acum am vorbit despre acte cu valoare de Constituție, regulamentele organice adoptate în 1831 în Țara Românească și 1832 în Moldova, Convenția de la Paris, dată de puterile garante în cadrul conferinței din 1858, statutul dezvoltător al Convenției de la Paris, formulat de Cuza pe fondul problemelor politice și tumultului politic din 1864. Nu putem să încheiem această prezentare pe acte constituționale fără să vorbim despre Constituția din 1866. Constituția din 1866, am spus că este prima Constituție românească, pentru că a fost adoptată de reprezentanții poporului român desemnați în Parlamentul țării. Ea a fost posibilă în condițiile venirii prințului străin. A adus sau a formulat principii noi, principii liberale, precum suveranitatea poporului, separarea puterilor în stat, guvernarea reprezentativă, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenești. Consecința acestei Constituții am putea să o formulăm drept regimul liberal al lui Carol I. Bun. Așadar, pe tablă avem proiectele politice sau dorințele românilor și, de asemenea, documentele după care s-au condus sau au fost conduși românii în secolul al XIX-lea. O să facem o scurtă pauză ca să șterg tabla și revenim. Mulțumesc! Bun. Am revenit și încercăm să continuăm cu structurarea informației. Am vorbit astăzi despre crearea statului român modern. Și vă spuneam că acest cuvânt puteți să-l găsiți și sub altă formă, gen înființarea, realizarea, constituirea, înfăptuirea statului român modern. Însă de fiecare dată când găsim această formulare, trebuie să ne gândim că trebuie să facem o prezentare despre dubla alegere a lui Cuza. Bun. Și dacă avem prezentare pe dubla alegere a lui Cuza, avem context, conținut și consecință. Știm că lucrurile s-au petrecut în anul 1859. Evenimentul sau documentul care i-a determinat pe români să organizeze acele alegeri la Iași și la București este Convenția de la Paris. Și de aici trebuie să pornim această prezentare. O convenție de la Paris care spuneam că le cerea românilor să-și desemneze doi domni, deși titulatura statului era Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei. Pe conținut, bineînțeles că trebuie să vorbim despre cele două adunări elective care la Iași pe 5 ianuarie îl desemnează domn, adunarea electivă de la Iași îl desemnează domn al Moldovei pe Alexandru Ioan Cuza, iar la București adunarea electivă îl desemnează tot pe Cuza domnitor pe 24 ianuarie. Știți că 24 ianuarie este sărbătoare legală, nu? În România. Și
Odată această acțiune sau aceste acțiuni înfăptuite, spuneam că românii au pus Europa în fața faptului împlinit, ceea ce înseamnă că, pe consecință, va trebui să vorbim despre reacția Europei. Sau ar fi bine să vorbim despre reacția Europei, respectiv faptul că în 1859 este recunoscută dubla alegere, iar unirea este recunoscută abia în 1861, pe final de an, doar pe timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Așadar, crearea, constituirea, înfăptuirea, realizarea statului român modern s-a făcut prin dubla alegere a lui Cuza. În schimb, consolidarea statului român modern s-a realizat prin alte acțiuni. Dacă vorbim despre o consolidare a statului, înseamnă că statul există deja, da? Deci trebuie să mergem după dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza și să vedem modalitatea în care statul acesta s-a consolidat, adică a devenit mai puternic, sau o să găsiți modalități de evoluție a statului sau modalități prin care s-a modernizat statul, apropo de sinonime sub care am putea să găsim acest cuvânt, consolidarea statului român modern. Și aici am văzut că putem avea două variante de răspuns. În primul rând vorbim despre reformele lui Cuza. Da? Reformele lui Cuza care au fost adoptate în intervalul 1864-1866. Context, conținut, consecință. Nu putem să vorbim despre reformele lui Cuza până să vorbim despre lovitura de stat din 2 mai 1864, cea care îi dădea lui Cuza inițiativă legislativă și influență în acel parlament bicameral. Aici, pe conținut, bineînțeles că trebuie să dezvoltăm legile. Am vorbit despre o lege rurală care îi împroprietărea pe țărani în funcție de numărul de vite. Avem o lege a instrucțiunii publice prin care învățământul este organizat în primar, secundar, superior. Învățământul primar devine gratuit și obligatoriu. Și cele două coduri de legi, codul penal și codul civil, prin care legislația românească se inspiră din cea europeană. Reformele lui Cuza au drept consecință modernizarea societății? Nu, dar am spus de asemenea că tot aceste reforme au avut drept consecințe abdicarea lui Cuza. Nu, prin crearea acelei monstruoase coaliții care la 11 februarie 1866 îi cerea lui Cuza să plece. Un alt posibil răspuns pentru consolidarea statului român modern, am spus că este Constituția. Din 1866. Și deja am făcut aici prezentarea, dacă ați fost atenți mai devreme. Pe context, vorbim despre venirea prințului străin. Da, vă spuneam că pe 10 mai acesta depune jurământul, 10 mai 1866, acesta depune jurământul în calitate de domnitor. Pe conținut vorbim despre principii politice. Să nu uităm, această Constituție oficializează numele de România, da? Și organizează statul pe principii liberale. Deci, legiferează regimul liberal al lui Carol I. Bun. Aceasta ar fi structurarea informației și foarte repede o să facem iarăși o scurtă pauză să șterg tabla și să revenim cu un ultim exercițiu. Bun. Și haideți să facem și un eseu sau o structură de eseu. Suntem pe varianta 12 de antrenament din anul 2020.
La subiectul al treilea ni se cere să elaborăm un eseu de aproximativ 2 pagini despre statul român modern în secolele 18-19, având în vedere. Bun. Ne aducem aminte, primul lucru pe care îl scriem pe schemă este introducerea, tragem liniuță și vedem prima solicitare. Prima solicitare este precizarea unui proiect politic referitor la statul român modern elaborat în secolul al XVIII-lea. Secolul al XVIII-lea, memoriul de la Focșani. A doua cerință. Menționarea a 2 proiecte politice referitoare la statul român modern, elaborate în prima jumătate a secolului al XIX-lea și a câte unei prevederi a fiecăruia. Vă recomand că atunci când aveți proiecte politice referitoare la statul român modern, să mergeți pe acele proiecte politice care formulează ideea de unire. Aici este prima jumătate a secolului al XIX-lea. Asta înseamnă că trebuie să mergem până la 1850. Am spus că la Brașov este documentul intitulat Principiile noastre pentru reformarea patriei, iar la Cernăuți sunt dorințele Partidei Naționale din Moldova. Ni se cere câte o prevedere. Principiile vorbeau despre crearea unui stat românesc neatârnat, da? Deci vorbim despre independență. În vreme ce dorințele Partidei Naționale spuneau că unirea este cheia bolții fără de care s-ar prăbuși întreg edificiul național. Și principiile vorbeau despre unire, dar atâta timp cât ne cere câte o prevedere, ar fi bine să folosim prevederi diferite. Ca să fie foarte clar că suntem în prima jumătate a secolului, o să punem aici 1848. Cea de-a treia prevedere, prezentarea unui fapt istoric din perioada 1857-1859 care a dus la formarea statului român modern. Bineînțeles că vorbim despre dubla alegere. Ați reținut săgețile? Aici vine convenția de la Paris. Stați că mi-am rupt o leacă unghiile. Deci, convenția de la Paris, cea care ne cerea să alegem 2 domni, apoi alegerile 5-24 ianuarie de la Iași și de la București și reacția Europei. Și ultimul punct, formularea unui punct de vedere referitor la consolidarea statului român în perioada 1862-1865. Aici propun să vorbim despre argument reformele lui Cuza. Da? O să spunem statul român, de data asta ne-am aflecat. O să spunem, statul român s-a consolidat în perioada 1862-1865. Un argument în acest sens îl reprezintă reformele lui Cuza, pe care le evidențiem prin utilizarea conectorilor. Nu uitați, pe barem, la acest punct de vedere, conectorii au punctaj separat. Concluzia, bineînțeles că organizăm cronologic, dar observăm că sunt fix în ordine cronologică și cred că avem o imagine despre cum ar trebui să abordăm această temă a statului român modern până la, de la proiect politic până la momentul consolidării sale prin Constituția din 1866. Trebuie să ne oprim. Ne revedem săptămânile viitoare cu noi teme din acest capitol. Vă doresc să aveți putere de muncă și să exersați cât mai mult, căci doar așa veți putea lua acel 10 la examenul de bacalaureat. La revedere și o primăvară frumoasă!